Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține la această euroconferință de presă, l-ascultăm și noi. De a organiza evenimente pe spațiul public. Și în al treilea rând este un test pentru un program mult mai amplu pe care vrem să-l facem anul viitor, în care să nu deschidem doar zone centrale, ci să deschidem zone din cartiere. Vreau să menționez că propunerea a venit de la Asociația Arcen. După cum știți, am furat pe președintele Asociației, l-am făcut șef la Administrația Monumentelor, dar Asociația Arcen continuă să fie activă și să propună lucruri interesante, cum este asta, cum este catalogul zonelor construite protejate. Pentru moment nu organizăm evenimente. Suntem încă într-un context de pandemie. În funcție de cum evoluează situația, eventual vom reevalua. În al doilea rând vreau să vă anunț că am lansat în consultare publică caietul de sarcini pentru planul integrat de calitate a aerului. Ne dorim foarte tare, avem o problemă mare de mediu cu poluarea aerului, pe care o cunoaștem cu toții, o cunoaște Comisia Europeană, suntem în două proceduri de infringement, cunoaștem cu toții decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Noi, în momentul acesta, funcționăm pe un plan din 2018, de care Curtea de Justiție a spus că e nefuncțional și știam cu toții că este, care la rândul său se bazează pe un studiu din anul 2014 care se referă la poluarea din 2013. Deci avem nevoie, pe de o parte, de un studiu pe care să ne spună care sunt nivelurile de poluare și care sunt poluanții atmosferici la nivelul anului 2021. Este o licitație, vrem să vorbim cât mai mult de această licitație, pentru că ne dorim ca cele mai bune companii de evaluare a mediului din Europa să participe la această competiție, astfel încât planul pentru îmbunătățirea calității aerului să fie real, efectiv și chiar să rezolvăm problema asta. Calendarul este ca în vara lui 2022 să avem și studiul și să avem și noul plan pentru calitatea aerului din București. După cum știți, am anunțat printr-un comunicat de presă. Am avut o discuție cu Comisia Europeană pe tema celor două infringementuri deschise împotriva României pe calitatea aerului din București. O discuție la care au participat și reprezentanți de la Ministerul de Externe, de la Ministerul Mediului, de la Agenția pentru Protecția Mediului și de la Garda de Mediu. Și acolo i-am anunțat că deschidem această licitație publică și am anunțat pe partenerii noștri din Comisie de celelalte măsuri pe termen scurt și pe termen mediu pe care le-am luat sau intenționăm să le luăm. Le-am vorbit de suspendarea puzurilor de sector, le-am vorbit de, pentru că e o chestiune direct legată de mediu, pentru că vizează sute de hectare de spații verzi care ar fi devenit construibile. Le-am vorbit de recenta semnare a contractului pentru cele 100 de tramvaie și de deschiderea în viitorul foarte apropiat a licitațiilor pentru 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze. Am promis 40 de kilometri de linie unică pentru transportul de suprafață până la sfârșitul anului. Am vorbit de majorarea prețurilor la parcările de reședință și am promis
o majorare a prețurilor pentru celelalte parcări din București. Am promis un control al salubrizării pe care îl facem în parte în momentul ăsta, al salubrizării străzilor pe care le fac primările de sector și al șantierelor de construcții, de asemenea o chestiune care se întâmplă în parte în momentul ăsta. Asta pe termen scurt, iar pe termen mediu am vorbit de proiectele pe care le-am depus pentru PNRR, cel vizând înverzirea câteva sute de hectare din București, adică plantare de copaci pe zone care au destinația de spațiu verde, dar care sunt în momentul ăsta terenuri virane, și de metroul de suprafață. Tot legat de mediu, am pus în dezbatere publică pe site-ul primăriei regulamentul pentru acele granturi de mediu, pentru ONG-urile de mediu, la care ne-am asumat în campanie și pe care le-am trecut în buget. Imediat ce trecem de dezbaterea publică, o să facem efectiv acest proiect, astfel încât ONG-urile de mediu să poată, pentru proiecte concrete cu care vin în fața noastră, să poată să acceseze banii și să-i cheltuie până la sfârșitul acestui an. O să mai am un anunț pe care o să-l fac însă după ce vă răspund la întrebări. Bună ziua, domnule primar, Andreea Gurban de la știrile Canal. De ce aveți să le transmiteți bucureștenilor care se confruntă deja de săptămâni bune cu problema căpușelor și a șobolanilor morți, cu precădere în zona militară, Izvor și de-a lungul Dâmboviței? Da, avem 3 restanțe în momentul acesta. Avem o restanță cu, cum spuneți, cu dezinsecție de ratizare, dezinfecție. Avem o restanță cu gropile și avem o restanță cu iarba din parcuri. În săptămâna următoare o să rezolvăm, să începem rezolvarea fiecare dintre aceste probleme. Am avut o problemă cu bugetul și am mai avut o problemă cu, adică, întârzierea aprobării bugetului și am mai avut o problemă cu faptul că aceste servicii erau prestate de companiile municipale, companiile municipale n-au fost finanțate, nu mai au oameni, utilaje, nu au ITP, deci sunt chestiuni tehnice care au făcut ca aceste chestiuni să întârzie, dar în momentul ăsta avem banii și cu mici proceduri administrative o să începem să rezolvăm aceste 3 restanțe. În ceea ce privește dezinsecția, dezinfecția de ratizarea, după cum știți, am avut o ședință de consiliu acum 2 zile în care am aprobat planul anual. Acum trebuie ca compania municipală să ne spună dacă poate să ne îndeplinească, dacă nu o să ne ducem cu achiziție publică pe piață. Deci începe de săptămâna viitoare acest proces de dezinfecție și de ratizare? Sper că da. E o chestiune care ține de, dacă compania noastră nu poate să facă, de cât de mult durează achiziția publică. Deci, în acest caz, ar mai putea dura câteva săptămâni? Sau? Nu, e o chestiune de zile. De zile. Bună ziua, Torian Necula, de la Agenția de Presă Queen News România. Domnule primar, în zona piețelor agroalimentare, parcările publice au fost transformate în parcări cu plată. Dumneavoastră susțineți această transformare a parcărilor publice în parcări cu plată, unde cetățenii trebuie să plătească orele la aceste piețe publice? De exemplu, la piața Gemeni, parcarea pieței agroalimentare a fost transformată în parcare cu plată în zona 1. Da, este o chestiune care ține de primăriile de sector care au gestiunea acestor piețe. În orice chestiune care vizează cerere și ofertă, e o chestiune care trebuie văzută de la caz la caz. Pentru că dacă ai într-o piață 15 locuri de parcare, e poate mai bine să ai un tarif de parcare astfel încât o mașină să fie tentată să plece după o jumătate de oră sau după o oră și să lase pe alții.
De principiu, dumneavoastră susțineți aceste transformări ale parcărilor publice în parcări private cu plată pentru cetățenii care merg la piesele agroalimentare și în zona Obor, s-au transformat în parcări cu plată și în zona Piața Gemeni, cum am spus. Adică dumneavoastră veți discuta cu primarii de sectoare pentru aceste transformări? Nu, ei au în gestiune aceste parcări, ele nu sunt private, ele foarte sunt publice cu plată. Da, în momentul de față și, cum am spus, trebuie văzut caz cu caz dacă e bine sau nu e bine ca lucrurile astea să se întâmple. Așa, teoretic, cum am spus, dacă pui o taxă, poți să ai mai mulți oameni care beneficiază de același loc în aceea zi. Bună ziua, Vasile Marco, Antena 3. Domnule primar, de curând directorul companiei de transport a anunțat că ar trebui majorat prețul la biletul de transport public. Susțineți ideea? Pentru moment eu am două urgențe pe care le-am transmis societății de transport public. S-au făcut ceva progrese în fiecare dintre ele. Îmi doresc ca transportul public să fie mult mai curat decât a fost până acum. Dar putea crește prețul biletului? Și s-au alocat mai mulți oameni pentru această acțiune. O să avem prin ADI-ul de transport public și controle pe care o să le facem independent de STB ca să verificăm chestiunea asta. Și al doilea lucru pe care vreau să-l facem este ca orarul să fie respectat de către fiecare din autobuze, troleibuze, tramvaie. Cred că suntem aproape. Adică progresul care s-a făcut în ultima lună a fost că softul pe care îl foloseau deja șoferii de autobuz permite în momentul ăsta pentru 90% dintre vehicule ca șoferului să-i se transmită din dispecerat dacă este înainte sau după orarul pe care îl are și cu câte minute. Deci, eu cred că suntem aproape de aceste două lucruri pe care bucureștenii și le doresc. Ca transportul public să fie curat și ca el să vină la timp. După ce aceste lucruri vor fi realizate, putem să discutăm de tarif. Dar se va pune în discuție majorarea prețului? După ce aceste lucruri vor fi realizate, putem să discutăm de probleme. Anul acesta? Da, eu vreau să realizăm aceste două lucruri până în vară. Problema Radet. În continuare nu s-a plătit subvenția, sunt probleme la cei de la Radet, sau cum se cheamă acum, termoenergetica. Se rezolvă până la vară. Jumătate din București încă nu are apă caldă. Bun, sunt două probleme diferite aici. În primul rând, e vorba de subvenție. După cum știți, situația financiară a primăriei nu a fost cea mai fericită. Însă vreau să vă anunț că ne însănătoșim în ritm rapid. Și în special vreau să-i anunț pe oamenii cu care avem relații contractuale că ne ținem de cuvânt, plătim și că începem să devenim foarte serioși în relația cu ei. Da, pe partea financiară am acumulat datorii care se apropie de, care sunt în jur de 400 de milioane, datorii din partea primăriei către termoenergetica și de la termoenergetica către Elcen. Numai că aceste datorii vor fi recuperate pentru că a trecut perioada de iarnă în care subvenția era foarte mare, iar noi dacă vom plăti, vom continua să plătim subvenția la același nivel lunar, între 60 și 80 de milioane de lei, cum am făcut-o până acum, acum pentru că subvenția lunară e mult mai mică, o să recuperăm. Deci asta e partea financiară. Pe partea tehnică, în momentul acesta, Elcenul funcționează cu două centrale și din cauza asta, deci a fost mai întâi acum două săptămâni când s-a întrerupt în mod legal, pentru că au fost trei zile calde, furnizarea căldurii până s-a echilibrat sistemul, a durat câteva zile și acum mai sunt sincope punctuale care vin din faptul că Elcenul, care și el
nu este retehnologizat, funcționează cu 2 CT/4. Și o întrebare la care foarte mulți așteaptă răspuns, dacă vă schimbați coafiura, v-ați certat cu frizerul, de ce nu? Da, o să haideți să facem un sondaj în rândul bucureștenilor, să vedem dacă ar trebui să mă tunță. Bună ziua, domnule primar. Voiam să vă întreb despre proiectele de infrastructură mari care tot așteaptă de foarte mult timp să fie gata și stau așa, șantiere în capitală. Doamna Ghica, parcarea de pe șoseaua Pantelimon, ce se întâmplă când încep lucrările să se și termine la un moment dat? Da. Parcarea de la Cora Pantelimon lucrările funcționează prin bunăvoința constructorului, care are de luat de la noi vreo 40 de milioane și așteaptă să ia. De asemenea, vor demara foarte curând lucrările la cartierul Henri Coandă, care este o obligație foarte, foarte, foarte veche a noastră. Am avut chiar ieri o întâlnire cu constructorul și acolo au fost niște întârzieri de plată din partea noastră, dar zilele următoare se va relua. În 2 luni sperăm să facem recepția pe lotul 1 și sper ca până la sfârșitul anului să terminăm cu apa canalizarea pe lotul 2. Pe cele 2 șantiere care prelungirea Ghencea și doamna Ghica, mi-aș dori să începem cât mai repede. Și aici este o problemă financiară. Am virat ieri 10 milioane de... Da, primarul general Capitalei Nicu Șordan despre investiții foarte importante care vor avea loc în București. De asemenea, edilul a anunțat că a lansat în consultare publică planul de sarcini pentru un proiect privind îmbunătățirea calității aerului din capitală, Bucureștiul, așa cum bine știm, fiind un oraș extrem de poluat, iar ONG-urile de mediu vor avea granturi care pot fi bani care pot fi accesați până la finalul anului pentru diverse proiecte.